O undă de fascism, de Marius Ianuș. Criticilor mei, de ce mă priviți cu ochii goi ca pe un criminal de război? Ce înseamnă cuvântul rasist? Că iubesc mai întâi neamul meu trist și abia apoi alte neamuri, alte culturi? Pentru asta te-ai decis, Românie literară, să mă înjuri? Atunci de ce îți mai spui Românie? De ce nu spui agregat de hârtie? Să fii naționalist e un lucru urât, înjositor? Decât creștin ar fi fost mai bine să mor? Asta e logica voastră de sodomii și avorturi? Asta ascundeți în ale inimii corturi? Sunt antisemit pentru că am spus că se impune o agendă dementă cu cipuri, căsătorii pederaste și pedofilie curentă? Sunt nazist pentru că v-am scris să nu băgați în manualele copiilor pornografii? Dar voi n-aveți conștiință? Nu vă auziți glasul inimii? Nu există niciun plan sionist? Atunci, de ce Polanski nu a fost închis? De ce nu a fost băgată în pușcărie această scursură de pedofilie? Pentru că a făcut filme cu evrei? Asta e arta voastră de tembei? I-ați dat milioane de dolari unui pedofil, iar pe mine ați vrea să mă închideți într-un azil? Asta e dreptatea voastră de manolești și enachi? Și cei de la realitatea evreiască de ce tac? De ce trebuie interzis Ianuș și umplut Polanski de bani? Vi se pare normal? Asta e dreptatea voastră? Asta e realitatea evreiască? Sunt un ticălos pentru că iubesc pe legionari, acești români credincioși, iconari, care au umplut pușcăriile doar pentru că își iubeau credința, țara și iile. Puneți mâna pe istorie, nătăfleți, care vă credeți tari. Evreii nu au fost deportați de legionari. Când trenurile cu evrei plecau către stepele pustii, alte trenuri aruncau legionari în pușcării. Asta e adevărata istorie, nu ce spuneți voi. Cum or să fie criminal de război? Pentru ce vină? Pentru că au stat în pușcării fără lumină? Pentru că au scris poezii românești scrijelind cu cuiul pe pereți? Pentru cultura lor adevărată, creștină, care a ridicat această țară din tină? Pentru milioanele de rugăciuni pe care le-au spus și ca să fim noi mai buni? Cultura românească nu a fost niciodată stângistă. Avangarda a fost impusă de mafia sionistă ca să distrugă culturile naționale. Vă bateți joc de această țară tristă cu ideile lor infernale. Și nici măcar nu știți că evreii ortodoxi sunt antisioniști. Dar adevărata Românie nu moare. Noi avem ortodoxie și sat. Voi nu aveți nimic, Paul Cernat. Voi aveți pleava pe care o scutură vântul. Noi avem rădăcini, ne hrănește pământul, pe noi ne întăresc ca sfântă hrană toți cei care au murit pentru țară. Oricâte catedre și manuale v-ar da, România din noi nu o puteți lua. Noi avem biserici, avem catedrală, literatura noastră se naște în strană. V-ați dat peste cap să faceți o literatură cu chip străin. Dar românii citesc tot Eminescu, Coșbuc și Radu Gir, pentru că sunt de-ai noștri, din popor. Cum puteți gândi atât de ușor? Dacă totul e așa de egal, de ce eu n-am voie să scriu despre legionari? Deci, nu sunt toate chiar atât de egale. Ați fost, deci, inoculați cu vorbe goale. În spatele a ce s-a băgat în voi e o mitologie cu monștri și eroi de hârtie. Pentru că totul e inversat. Tot ce e mincinos e dat drept adevărat. V-au dresat. Iar acum vă bate joc cât mai crunt de mormintele celor care v-au născut. Pe toți care scriu românește îi trimiteți urgent la păscut. Sunteți plini de întuneric, de minciună, de gol și, de fapt, îl slujiți pe diavol. Așa, Daniel Cristea Enache, așa, ai vrea să judece poezia mea, realitatea evreiască și poliția. Până acum 10 ani eram pentru tine cel mai mare poet român. Iar acum sunt un criminal, un nebun,
un bigot cu care ți se face rușine. Aceste versuri nu mai sunt bune. Nu scriu exact cum am scris în cărți lăudate de tine, nu mai sunt Marius Ianuș, nu mai am forță, nu mai am aceeași zvârcolire de torță. Nu simți cum acum, chiar acum, când vorbim împreună, parcă ar trece metroul prin stația părăsită de literatura română. Nu simți că tremură pereții culturii? Nu ți-e frică să nu se dărâme tot ce credeai că știi? Nu recunoști bătaia inimii? Nu e chiar acum acel moment sublim de poezie adevărată? Fără chin. Așa a vrut Dumnezeu să am acest dar, pentru că am un suflet de legionar. Ce ai vrut să demonstrezi cu realitatea ta evreiască? Crezi că nu mai are cine să mă citească în această țară românească? Și de ce l-ai mobilizat și pe acest Manulescu, insipid, desprins parcă din ședințele de partid? Ce conduceți voi în acele facultăți de renume? Un atac criminal la adresa culturii române? Și dacă de mâine nu ați mai avea școli, literatura voastră ar mai avea cititori? Cine împinge această literatură ușoară tot mai departe de această țară? Și de unde până unde acest scenariu trist în care mă acuzați de nazism? Nu vi se pare că manipulați prin limbaj, că mințiți, că încercați un linșaj? Slavă Domnului că nu mai e chiar contextul din 39, când ați ars-o de vie pe Nicoleta Niculescu. Nu vi se pare exagerat? Fascismul n-ar fi fost mai adecvat? Dar cui îi pasă de acuzele voastre de posedați? În capul meu, într-o sală plină de adolescente și de soldați, unul dintre ei ține în mână chiar acest poem, împroșcat pe câteva foi, ca un blestem, și privește speriat. Pe prima foaie stă scris, apăsat, conștiință și credință în poemul O undă de fascism de Marius Ianuș. L-ați ars, l-ați terminat. O să mă urască toată viața lui, săracul băiat. De ce nu i-ați dat Maria Banuș? Cine poate să explice conștiința? Asta vă este știința? Iar credința trebuia cu ce mare, că e floare de închinare. Și ce e cu acești soldăței așezați câte trei, cu cămașă verde, cu mânecă scurtă și cu basca plioștită ca o turtă? Parcă-s cercetași, nu ostași. Ar fi trebuit să-i îmbrace ca pe daci, în nie și în gaci. La catedră stă Gârbov Paul Cernat, iar deasupra lui e tricolorul românesc, cel adevărat, roșu, alb, negru, pe care stă scrisă omilia Dumnezeu, patria, familia. Paul se apasă greu în spătar și aruncă pe masă un fel de cadran pe care îl privește prin vreo 10 dioptrii de amar. Din cadran s-a deschis un glob de lumină și vis în care stă scris mesagerul central. În jurul titlului principal, alte titluri clipesc, își schimbă culorile, strigă, nu apostați, nu vă fie frică, nu vă temeți, nu se va atinge dihania pustiei de tărâmul ortodox al României, Turcia lovită de vulturii de oțel și altele de același fel. Dar să mă întorc la oful meu. De ce l-ați nenorocit pe sărmanul băiat, pe acest pui de soldat, cu subiectul ăsta teleleu? Iar mai în spate e altul, pe care l-ați întrebat, ca să-i găsiți pricină, ce sfinți sunt prezenți în acatistul florilor de lumină. Dar de unde să știe el? Ce, e popă la voi în cartier? Ăsta are ascunsă în bască o cască, în care cineva îi șoptește, dar el mormăie, nu e bine, trebuiau să fie 12, Doamne ferește, lăsați-l, că ceva tot știe. Aoleu, nici nu vreau să mă gândesc ce aș fi făcut eu. Așadar, zicem că suntem undeva în viitor, iar Paul Cernat stă, cu ochelarii lui de revizor, la catedra unei săli de testare. E un examen de cunoștință literare. La mulți le-a căzut Eminescu, la alții Coșbuc, la mulți Radu Gir, dar a căzut și fratele Marius câte puțin.
Oricât ați căutat voi să-mi omorâți poezia, s-a trezit România. Paul oftează și își verifică aritmia. Alții s-ar fi compromis și mai rău. Manolescu ar fi scris chiar și despre Dumnezeu, îi șoptește mândria. Măcar eu n-am scris ca acel profitor ordinar de Daniel Cristea Enache, Radu Gir, un crez legionar. Ea nu și mai acceptabil, a fost cândva anarhist, tot mai e de-al nostru, mai avangardist, e mai futurist, nu atât de plebeu. Nu m-am compromis totuși chiar atât de rău cu Marius Ianuș, fracturist și erou. De unul zice doar că e capitan, aude în cască soldățelul care încearcă să vă prostească. Așa că pune și el la final și un capitan. De ce nu l-ați învățat să gândească? Cum să se ridice țara asta românească cu așa niște intelectuali cum sunteți voi? Și pe mine, de ce mă acuzați, propriu zis, de o undă de fascism? Unde vă e independența din cultură? Unde și când ați căsăpit etic criteriul vostru exclusiv estetic? Criteriul ăsta e numai pentru o adunătură? Numai pedofilii sioniști au acces la asemenea impostură? Dar asta se numește dublă măsură. Ce fel de criterii, ce fel de literatură, ce fel de critică literară se zbate în voi? Domnilor păpușoi, permiteți-mi totuși să vă cer o explicație clară. Voi nu știți ce ni s-a transmis din punctul terminus. Cine exclude, va fi exclus. Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea. Așa. Ieri eram cel mai bun, iar azi valoarea mea nu mai există. Critica voastră literară e foarte oportunistă. Singurul care a priceput cum trebuia poezia mea din Manifest Anarhist și tot restul a fost domnul Alex Ștefănescu. Această poezie de mizerie e cel mai bun produs literar al timpului nostru lipsit de glorie. E tot ce trebuia spus. Dar să ne întoarcem un pic mai sus. Am doi copii în capcana aia senilă care se chinuie să iasă la lumină din cloaca voastră de critică literară, oportunistă și falimentară. Boul de Ianuș e de vină, zice primul dintre ei și suspină. Dar nu-s eu de vină. Sunt acești oameni fără valori, fără morală, aceste scursuri comuniste care au distrus această țară, acești atei. Ce, eu i-l-am băgat pe Ceaușescu lui Manolescu în cap? Eu am făcut din Daniel Cristea Enache un satrap care umblă pe la poliție și pe la agenturile străine să se plângă de mine? Și astea sunt subiecte de dat unor copii pe care îi aruncă la război direct de la jucării? De ce nu le dați ceva care să-i facă să gândească, să creeze? Propuneți un verset în plus la icosul dintre paranteze și explicați de ce l-ați propus. Ceva care să le placă, nu ușor, dar să fie joacă, să bage ei mâinile în nisip, să învârte ei roata olarului, să simtă ei cum se moaie metalul în dogoarea jarului. Să nu vă bate joc de poezia mea. Eu n-am făcut literatură de cafenea. N-am scris inspirat de draj de partid. N-am scris filozofii de bețiv. Nu mi-am dat ochii peste cap ca să le fac unora sau altora pe plac. Cum să le dați copiilor așa ceva pe barba mea? Când o să știm noi ce-i conștiința, atunci da. Dar haideți să o lăsăm acum așa. Să lăsăm pe Paul în sala de examen din viitor să plângă pe-al avangardei cadavru putrezitor. Să lăsăm pe copii să caute răspuns la niște întrebări pe care nu eu le-am pus și care m-ar fi încurcat și pe mine. Bine, să ne întoarcem în prezent,
în real. Ce tot vreți de la mine? Ce tot puneți pe jar? Ce-mi tot puneți etichete otrăvite și bete? Nu credeți că sunt și sexist, misogin, homofob și că văd realitatea mult prea mov? Ce-i cu toate aceste cuvinte care nu înseamnă nimica? Vă place vouă să umblați cu fofurlica? Chiar vă interesează credul meu politic? E teocrația. Numai Dumnezeu poate să salveze România. Numai biserica poate să facă ceva aici în timp util. Lăsați atunci biserica să ne izbăvească din chin. De ce să ne tot îndopăm bulimia? Să lăsăm colugării să conducă România. Dacă nu se primește sau nu se poate, sunt pentru libertate, dar libertate adevărată, de frați, nu impusă și nu doar pentru stricați. Și pentru democrație participativă, încă de acum, nu ca perspectivă, că se poate, avem de toate. N-ar fi normal ca această țară tristă să poată să voteze că nu vrea educație sodomistă? Dar voi, când vine votarea, vă faceți că n-ați înțeles întrebarea. Nu vă este rușine. Ăsta vă e intelectul subțire. Asta vă e democrația. Să mințiți România. Pleșule, ție nu-ți crapă obrazul. Mai vânturi și Biblia ca viteazul. Voi sunteți totalitar, nu eu. Voi impuneți omenirii un plan abominabil, ultra rău. Voi vreți să ne vaccinați ca să ne împuținați. Nu-s eu mai isteț. A zis-o pe față Bill Gates. Dar pe noi n-ar trebui să ne întrebați dacă vrem să fim vaccinați? Voi vreți să ne puneți chipuri la toți și să ne teleghidați ca pe niște roboți. Dar știm de mult ce ni se pregătește. E scris în Apocalipsă, la capitolul 13. Și credeți că voi o să scăpați? Că o să vă facă ăștia dragi șefi, diplomați? Voi nu sunteți goi? Atunci, de ce aruncați cu noroi? Vi se pare cușer să-mi interziceți să public, să sper? Asta face critica literară în această țară? Interzice scriitori? Ce ai vrut să faci cu goma, USR-ule? Să-l omori? Ai fi vrut să fie împușcat ca poetul Robert Braziac? Sunt un scriitor renumit în această țară. De ce nu mă publică România Literară? Voi îi interziceți țării voastre să-și verse oful. Îi puneți mamei voastre căluș cu pantoful. Să nu se audă glasul acestui neam trădat. Vă dau ocazia să demonstrați că nu e adevărat. Vă dau spre publicare poemul ăsta trist în care vă conced o undă de fascism. O undă de fascism cu un damf de smerenie, un strop de rasism într-un gând de utrenie și un crez naționalist când știi creștinește că omul e sfânt doar atunci când iubește. Și asta vă doresc, să regăsiți iubirea, forța care ne unește în neam și iartă firea. Vă doresc să ajungeți pe cereștile trepte. Eu vă iert și Dumnezeu să vă ierte. Sfântă tinerețe neîntronară, cu piept ca linie verzi și suse surse plin, iureși neîntrânate primăvară, cu fruntea ca un ieză carpatin. Cu brațele prim în soare, tata pe cerne pentru dar, mergi din zi stângi, fom din mare, și zânte te-ncuim cu sânge ta. Garda, căpitanul, ne prefim mărșoare de cer.
la cruce pentru țară, strângem toți și supunem un. Nu-i termită să ne-nspăimânte, nici timp, nici din porul.